Ce trebuie făcut dacă orhideea nu vrea să înflorească? O modalitate ușoară de a obține flori. O floare precum orhideea devine din ce în ce mai populară în rândul iubitorilor de plante de interior. Este clasificată ca specie erbacee perenă. Numărul soiurilor de orhidee este impresionant. Experții au aproximativ 29.000 de soiuri. Este surprinzător faptul că în natură planta trăiește în copaci. Nu cresc în sol. Răspândirea acestei specii în grădini botanice și sere a început în secolul al XVIII-lea. Frumusețea lor poate lăsa puțini oameni indiferenți. Mulți oameni se plâng că nu pot realiza înflorirea. Pentru a obține o înflorire activă, trebuie să cunoașteți anumite secrete. Cum se face o orhidee să înflorească? Orhideea iubește căldura și umezeala tropicale. Este dificil să realizezi astfel de condiții într-un apartament simplu. În acest caz, este firesc să nu funcționeze pentru a obține o înflorire activă. Dar vorbim acum despre ciorchini uriași de flori. Puteți obține oricând flori care să încânte privirea. Urmați următoarele sfaturi. 1. Compoziția minerală a solului. Adesea, floarea este plasată într-un ghiveci mic. Planta epuizează rapid solul. Asigurați-vă că există o cantitate minimă de azot în el. Această substanță va activa creșterea frunzelor. Pentru a obține flori, aveți nevoie de potasiu. În plus, pansamentul superior ar trebui să conțină fosfor și magneziu. Udați solul din ghiveci din abundență înainte de fertilizare. Acest lucru este necesar pentru a evita opărirea rădăcinilor cu o soluție concentrată. Urmați cu strictețe instrucțiunile pentru acest tip de floare. O cantitate mare de nutrienți dăunează sănătății plantei. Floarea poate chiar să moară. 2. Cum se udă corect o orhidee? Orhideea iubește apa. Udă pământul energic de cel puțin 3 ori pe săptămână. Acest lucru trebuie făcut exclusiv în sezonul cald. În timpul iernii este interzisă udarea activă a plantei. Apa de orhidee nu ar trebui să fie dură. În mod ideal va fi la temperatura camerei. Folosiți apă purificată, preferabil fiartă. Dacă vedeți umezeală pe rădăcini, planta nu trebuie udată. Excesul de umiditate regulat va duce la putrezirea sistemului radicular. 3. Ce fel de lumină este potrivită pentru orhideele de acasă? Orhideei nu-i plac schimbările bruște de temperatură. Asigurați-vă că diferența de temperatură nu fluctuează mai mult de 4 grade Celsius. Protejați plantele de căldura extremă vara. Orhideei nu-i plac temperaturile de peste 20 și 5 de grade. În timpul iernii reci, temperatura nu trebuie să scadă sub 15 grade Celsius. Planta iubește lumina, dar fără lumina directă a soarelui. Va arde frunzele plantei. În condiții naturale, florile sunt ascunse de frunzele coroanei copacului pe care cresc. 4. Ce sol este necesar pentru o floare? O orhidee în sol negru obișnuit va muri rapid. Solul ar trebui să fie cât mai poros posibil. Utilizați un amestec de nisip grosier, turbă zdrobită și mușchi zdrobit. În magazinele mari, puteți cumpăra un amestec gata pregătit pentru reproducerea acestui tip de plantă. 5. Cum să aranjați rădăcinile unei orhidee într-un ghiveci? Orhideea iubește ghivecele transparente. Sistemul rădăcină trebuie să poată accesa lumina. Trebuie să existe un sistem de drenaj pentru drenarea apei. Ghiveciul ideal pentru orhidee conține găuri în pereți. Acest lucru oferă acces aerian suplimentar la sistemul rădăcină. Rădăcinile orhideelor pot apărea chiar deasupra solului. Acest lucru este normal pentru o plantă.